Salutări băi și fete, bine v-am găsit la un nou episod din cariera noastră de club cu Ingolstadt. Băi tată, azi avem meci cu Düsseldorf și cu Darmstadt. Darmstadt mi se pare că a fost în prima ligă sezonul trecut. Nici nu ne interesează, vrem doar victoriile. O ducem un pic cam răuț în campionat, e diferență mare până la primul loc. Și aș cam vrea să câștigăm, sunt totuși 8 puncte. Hai să-i dăm bătaie la meciul cu Düsseldorf și vedem după aia ce se va întâmpla. Începem meciul cu rezervele, bă băieți, vom juca pe attacking și sperăm să meargă bine. E tot ce ne interesează. Este tot ce ne interesează. Singura noastră problemă e că meciul cu Chelsea va fi jucat cu rezervele. Pentru că, cum să vă explic, așa pică. Așa pică și dacă așa pică, înseamnă că așa jucăm. Cadel pasează bine aici pentru Frode. Copaci. Antui. Sau vom face noi o altfel de schimbare, vedem noi. Vedem noi ce și cum și în ce fel. Bun, pasăm bine aici pentru Antui. Antui îl vede excelent acolo pe Mensah. Mensah scapă singur în careu. Șut Mensah la colțul lung. Kestenmeier reușește să respingă mingea în corner. Corner bătut de Copaci. Mensah. Mingea aici la Cadel. Încearcă șutul acolo Cadel. Da, nu-i de el. Nu-i de el. Deloc. Deichmann. Fostul nostru jucător. Tanaka. Pasează acolo către Engelhard. Applecamp. Bă, dă-te la gară. Frode câștigă posesia balonului. Schimbă acolo partea cu Ștefănescu. Ștefănescu pasează bine pentru Antui. Antui îl vede bine pe Copaci. Copaci către Frode. Frode către Antui. Antui îl vede excelent aici pe Mensah. Mensah îl vede bine pe Ștefănescu. Ștefănescu vine cu șutul. Urmărește bine Goara, fundașul nostru stânga, și marchează pentru 1-0, minutul 23. Excelent, excelent a decurs această fază. Excelent joc de pase. Bravo băieții. Bravo băieturi. Un șut bun încercat acolo de Ștefănescu. Goara urmărește bine și reușește să ne pună în avantaj. Asta e excelent. Bun. Deichmann. Pasează acolo pentru Tanaka. Tanaka deposedat de Mensah. Antui. Antui încearcă șutul acolo, dar Kestenmeier reușește să rețină balonul. N-a fost deloc greu pentru el. Am zis să încerc. Zimmermann. Roman câștigă posesia acolo. Pasează pentru Antui. Mensah acum. Mensah pasează bine. Pasează. Pasează, da. Pasează bine pentru Ștefănescu. Ștefănescu îl vede bine pe Antui. Încearcă șutul Antui în blocaj. Deichmann acum. Frode deposedează. Frode către Copaci. Copaci greșește în fața lui Deichmann. Nu, fără cartonașe, vă rog. Fără cartonașe. Tarek Salman, excelent, intervine acolo. Scăpăm, excelentă intervenție. Costly pasează bine aici pentru Antui. Antui îl vede bine pe Mensah aici, că urcă Mensah din afara careului, vine cu șutul Mensah, minge la Ștefănescu. Ștefănescu intră în centru acolo, blocat. Acum Antui, ce șut, șut bun al lui Antui, dar a fost blocat. Ar fi fost bun să reușim să mai marcăm măcar o dată. Bun, final de primă repriză, bă băieți. Goara ne pune în avantaj, dar totuși trebuie să mai marcăm. Trebuie extrem de mult să marcăm. Vrem să facem totuși și un pic de gol averaj și vrem să fim și siguri, adică eu la 1-0 nu prea sunt sigur. Vedeți, Engelhardt vine cu șutul acolo. Scăpăm încă o dată. Roman pasează aici pentru Costli. Costli îl vede bine aici pe Copaci. Antui pasează bine pentru Mensah. Mensah driblează bine aici, Mensah minge pentru Antui în careu, șut al lui Antui la colțul lung.
Din nou minge către Antui, vole, Kastenmeier reușește să respingă și să rețină ulterior. Applecamp, Tanaka. Tanaka trece acolo între trei jucători, nu e ok. Klaus urcă aici în banda dreaptă. Frode. Antui pasează în spate pentru Kopacz. Sare minge aici cu noroc la Mensah. Mensah îl vede pe Kopacz bine. Kopacz înaintează. Urcă, bă, băiete, bă, urcă Antui. Minge aici către Ștefănescu. Zimmerman se repliază bine acolo. Ia fața lui Ștefănescu și câștigă posesia balonului. Costly sare bine aici la cap. Kopacz. Kedel pasează bine aici pentru Mensah. Tarek. Ștefănescu se luptă acolo cu Engelhardt pentru posesia balonului. Pierdem din păcate. Goara o recâștigă într-un final. Antui. Antui pierde în fața lui Oberdorf. Kopacz acum. Kopacz pierde și el. Bă, ce se întâmplă, mă, cu ai mei, mă? Ce se întâmplă, mă, cu ei? Ia uitați-vă voi. Bă, uitați-vă ce bâlbâiala lui Sully avem noi aici. Lungul reține balonul. Aolo, Goara. Klaus respinge mingea în aut. Minutul 80. Avem șansa victoriei. Doar că mai trebuie să rezistăm un pic. Și după cum văd eu că ne mișcăm cam greu. Antui blocat acolo și deposedat de Vis. Tanaka. Tanaka greșește acolo. Pasa Kedel pentru Ștefănescu. Mensah. Mensah pasează aici pentru Antui. Davis se repliază bine acolo și respinge pericolul. Minge la Antui. Antui încearcă șutul. Sobotka blochează acolo și nu știu ce a fost, dar a fost. Cred că Hens. Da, a fost Hens. Îmi pare, sorry, băi, tinere bavarez, dar va bate Antui. Pentru că Antui e pe loviturile libere. Șansă bună acolo pentru Antui, dar Kastenmeier reușește să rețină balonul. Din păcate n-a intrat, n-a vrut ea să intre. Final de meci, bă, băieți. Câștigăm 1-0 împotriva celor de la Düsseldorf. Luăm încă 3 puncte. Asta e bine. Asta e bine și ne-am descurcat excelent. Excelent. Să-i dăm drumul și la meciul ăsta, bă, tată. Am adus un jucător liber de contract, dar îl veți vedea direct pe teren. Hai să-i dăm drumul la treabă și să vedem cine este aici. Să înceapă nebunia, bă, băieți. Meciul ăsta vreau să rupem. O să începem pe Ultra Attacking. Acum îl vedeți chiar pe Sosa. Pletosul acela este Sosa. Abia l-am adus, are 18 ani, colombian. Și 68 overall, l-am adus liber de contract. Acesta este Sosa, dragilor. Sosa la balon. Sosa trece excelent acolo. Sosa nu-i atacat de nimeni. Încearcă să dribleze acolo. Pierde posesia balonului. Am zis, bă, hai că joc tot cu rezervele ca să fiu sigur că fac o prezență bună cu Chelsea. Ce șut reușește aici Sosa. Tineretul. Bă, tineretul, mă. Pasăm aici simplu. Kopacz. Kopacz pasează aici pentru Costly. Ce ghiulea. Ce ghiulea de Costly aici. Bravo, tată. Hai să încercăm cu mingea asta în careu. Minge la Mensah. Mensah, lovitură de cap puțin peste bara porții. Hai că am început tare meciul. I-am luat un pic în bujă pe Darmstadt. Bun, sare bine acolo Ștefănescu la cap. Mensah lasă un pic de dorit cu poziția lui, dar e ok. Mensah. Am nevoie de om să urce, bă, băiatule, bă, ce s-a întâmplat? Stai așa că ceva e în neregulă. Așa în rasa, mă.
Așa, tată. De-aia nu-mi veneau mie jucătorii cum vroiam eu. Goara. Ștefănescu acum. Ștefănescu pasează bine aici pentru Mensah. Mensah îl vede bine pe Antuia acolo, încearcă pasa, dar Müller intervine acolo. Malița. Mensah acum, Frode. Copaci, ce faci, băi, Copaci, bă, rasa. Pufuleții. Caric. Apuca mai de Caric. Băi, Willemson, apuca mai de Caric. Roman, pasează acolo în bandă pentru Costli. Costli vine cu pasa directă pentru Copaci, Antui. Driblează bine Antui, șansa acum de gol. Șansă de gol, Antui vine cu centrarea acolo și ia autogol, ești prost la cap. Băi, băiatule, ce autogol, ești nebun la cap. Deci n-are, nu cred că îl pune la Antui pe ăsta. Deci nici măcar să nu șutez spre poartă și să dau gol, ești prost, ia vezi ea. Băi, tată, uitați-vă voi, na. Nu te cred, bă. Băi, ca la căruța cu proju. Băi, n-ai cum, bă, băiatule, bă. Lasă că e bine, tată. Nu prea beneficiem noi de așa ceva. Ne bucurăm și noi când beneficiem. Mensah pasează bine aici pentru Sosa. Sosa trece excelent aici. Sosa, moment bun acum, șut. Apără portarul celor de la Darmstadt. Ne apropiem, dragilor, cu pași repezi de finalul primei reprize. Tarek Salman sare bine acolo la cap. Pasăm aici pentru Mensah. Ăsta pentru Antui. Antui din colțul careului vine cu șutul și obținem un corner. Obținem un corner acolo. Și o să vreau să dau așa. O să vreau să dau așa. O saltăm și șansa acolo. A fost o gândire bună, dar n-a avut cine să dea. Tarek Salman. Salman driblează acolo și penalti. Salman câștigă un penalti bun aici. Și vreau să fac o șmecherie nebună. Vreau să bată Sosa acest penalti. Să fie primului gol. Băi, ce ghinion teribil, nu te cred. Bă, n-ai cum, bă, frate. Hai, o să întâmplă. Mai ratez și penaltiuri mai. Lovitură liberă acum, bă, băieți. Hai să o aruncăm aici, în careu. Șansă bună de gol. Nu știu ce a vrut să facă al nostru acolo, dar e ok. Aruncăm din nou mingea în careu. Încearcă acolo Frode, Copaci, șansă de gol, dar nu știu ce a fluierat arbitru, de fluierat a fluierat ceva. Însă nu contează. Final de primă repriză, bă, băieți, conducem 1 la 0 și în momentul de față Sosa e dator cu un gol. Sosa ne e dator cu un gol. Asta e clar. Mensah pasează bine aici pentru Sosa. Sosa în bandă pentru Ștefănescu. Haide, mă, urci. Sosa driblează bine aici. Trece Sosa, excelent. Intră în careu Sosa. Malița intervine. Bă, de unde îl cunosc eu pe Malița ăsta? Malița, Malița, Malița. Cred că a jucat în Liga 1. Sosa pasează excelent aici pentru Antui. Antui vine cu șutul. Ce plonjon face portarul celor de la Darmstadt acolo. Bravo, băi, tată, bă. Haide, mă, că nu n-o fi dat el gol în penaltiul ăla, da? S-a descurcat excelent Sosa. S-a descurcat mai bine decât mulți. Presăm, 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 presăm. Tarek sare bine acolo la cap. Müller acum. Manu. Sosa câștigă posesia balonului. Pasează excelent acolo pentru Antui. Kempe. Pasează pentru Willemson.
Manu încearcă șutul acolo lungul, reține balonul acolo foarte bine, foarte bine. Guara pasează pentru Roman, Roman pentru Frode, Sosa. Ștefănescu îl vede urcând acolo foarte bine pe Guara, șansă de contraatac acum, minutul 70. Nu prea urcă, bă, ăștia. Minge la Antui. Antui pasează aici pentru Frode. Ia uite-te tu, bă, băiatule, unde se duce Sosa. De ce? Cred că iar mi-i pune jocul cum vrea el. Deci fii atent că iar mi-i apu jocul cum a vrut. E cum dracu să nu-i pună? Tu zrasa, mătii. Dar nu înțeleg, bă, frate, de ce mi-i pune așa. Deci nu pot să-mi dau seama. Pișa s-ar câinii pe jocul ăsta. Așa. Sidiem. Bun, tata, gata. Am rezolvat problema. Am rezolvat problemuța. Malița. Malița a blocat foarte bine acolo. De Mensah. Sosa acum. Sosa intră în careu aici. Sosa șut la colțul lung. Apără portarul celor de la Darmstadt. A fost o șansă bună. A fost o șansă bună, bă, tata. Sare bine la cap Frode. Antui. Antui n-are cu cine pasa, Antui încearcă acolo pasa către Sosa, nu reușește să ajungă la țintă. Sare la cap, Tarek Salman. Mensah acum. Mensah saltă minge aici pentru Sosa. Reține portarul, bă, grijania măsii. N-aibă cum, n-aibă cum. Tarek. Copaci. Pasează aici pentru Sosa. Sosa încearcă șutul din afara careului. Ce șut în forță dă aici al nostru Sosa. Foarte bine, tată. Hai să-l băgăm și pe Schmid. O stai, Schmid. A încercat, mă, Sos. Asta mă bucură. Măcar a dat și el acolo cu capul. A făcut, a dat-o. Pasă. E bine, e bine. E bun. Aoleu, final de meci, bă, băieți. Câștigăm 1-0 cu foarte mare noroc datorită autogolului. Kaiser Slautern, iată, se încurcă iar. În episodul următor ne va aștepta mare meci mare cu Chelsea. Du-te la gară cu Catarul tău, Dacilișa. Pleacă în grijania mătii. Bun. Următorul episod avem două meciuri tari. Kaiserslautern și Chelsea. Bun. Da. Cam asta a fost, bă, băieți, tot pentru azi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până data viitoare, ce să zic, aveți grijă de voi și nu uitați să fiți cu minte, nu cu minți. V-am pupat, pa, pa!